Nu este o glumă, ci o întâmplare reală. Un adolescent de 16 ani a decedat din cauza masturbării excesive. Se pare că accesul la site-urile pentru adulți de la o vârstă fragedă l-a făcut pe băiat dependent de micile sale jocuri sexuale. Tânărul în vârstă de doar 16 ani a fost găsit mort de către mama sa, băiatului fiindu-i fatală o noapte în care a abuzat excesiv de viciul său. Din primele cercetări iese că băiatul a murit din cauza epuizării fizice la care și-a supus organismul de-a lungul unei nopți albe. Adolescentul era dependent de acest fel de autosatisfacere și chiar și invita uneori colegii și prietenii să îl urmărească prin webcam. Părinții tânărului voiau să vorbească cu un medic pentru a le trata fiul, dar au tot amânat momentul până când a fost prea târziu. Din păcate, brazilianul a decedat după ce s-a masturbat în continuu de 42 de ori la rând. Am fost cu toți educați să ne ferim de teribilele vicii care duc la dependență, alcoolul, tutunul, drogurile, jocurile de noroc și eventual femeile. Toate sunt actuale, dar pe măsură ce avansează civilizația, mulți se simt ispitiți să încerce și alte năravuri, noi nouțe, necunoscute până de curând, dar atrăgătoare și adesea cinic de ispititoare.